Este nu doar medicamentul, este și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Foarte interesant. Hristos este doctorul și medicamentul. Cu alte cuvinte, o terapie completă. Părintele Iustin, așadar, ca mângâitor a celor în suferință, arată și de ce noi creștinii, monași, preoți și mireni, trebuie să fim aplicați spre îngrijirea celor bolnavi. Și îl pune următoarea pildă. O măicuță odată îngrijea pe un bolnav, curățându-i renele care miroseau foarte urât. Și cineva trecând și văzând aceasta a zis, eu nici pentru $1,000,000 n-aș face așa ceva. Și maica răspunde, nici eu n-aș face așa ceva pentru $1,000,000, dar pentru Hristos fac așa ceva. Așadar, Părintele Iustin a făcut ce a făcut pentru Hristos și a îndemnat pe toți ucenicii lui să facă și ei așa ceva, tot pentru Hristos, și a îndemnat pe toți cei care lucrează în domeniul medicinii să facă așa ceva, tot pentru Hristos. În acest context, invităm pe doamna doctor Delia să vorbească despre sfaturile pe care Părintele Iustin le-a dat celor care se ocupă de sănătatea oamenilor. Doamne ajută, este o onoare să vorbesc astăzi despre Părintele Iustin. Am emoții, n-am mai vorbit de ani de zile în plen despre Părintele Iustin. Da, Părintele Iustin a fost și doctorul și medicamentul nostru, al tuturor celor ucenicilor Părintelui. Părintele era un munte de smerenie și de dragoste pentru popor și pentru cei care au fost alături de Sfinția sa. Părintele Iustin întruchipează toată dragostea până la jertfirea de sine, știm foarte bine cât se jertfea ca să ne îndrume, ca să ne apere și să ne deie ținta în viață aceea de a fi alături de Hristos și de a vedea, sperăm, mântuirea. Am ajuns la mănăstirea Petru Vodă tot datorită harului Părintelui Iustin de a fi mânghietor și mântuitor. În urmă cu 24 de ani, când mama noastră, bolnavă de cancer, cu metastaze, a dorit foarte mult să primească mânghierea sufletească din partea Părintelui. N-am să uit niciodată blândețea și harul cu care i-a citit rugăciunile Părintele Iustin. Încât după ce, sau câteva minute, un sfert de oră, 20 de minute, cam atât au durat, pentru că era foarte multă lume la ușă, mama parcă a înflorit în sufletul ei. A plecat la Domnul împăcată sufletește, că a ajuns la Părintele Iustin și că Părintele a binecuvântat-o. Noi ne-am întristat, am ajuns la Părinte, am plâns pe genunchii Părintelui, a trecut necazul acesta, 6 ani mai târziu moare tata, iar venim și ne plângem, iar trecem peste. După aceea, alte probleme în viață au venit, spitalul la care fusesem 21 de ani și îmi jertfisem toată tinerețea și toată familia, să-l desfințează guvernul. Vin la Părinte și plâng, ce mă fac? Părintele spune, stai liniștită, hai să ne rugăm, o să fie foarte bine. Și într-adevăr a fost foarte bine că am ajuns într-un spital privat unde am fost cansănul lui Adam și a fost foarte bine. Dar pleacă Părintele la ceruri. Părintele ne-a învățat multe, foarte multe. Dar un singur lucru nu ne-a învățat. Cum să trăim fără Părinte. Și a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru toți. Pentru obște, pentru noi, pentru toată lumea care l-a cunoscut de aici și din lumea întreagă. Dar, încet, încet, am învățat să venim la mormântul Părintelui și să ne rugăm. Și să ne rugăm și să-i spunem necazurile și să treacă peste toate. Și să trecem și noi și să ne ajute Părintele. Așa încât aflu de o boală incurabilă a soțului meu, vin la Paltin, vin la Maica Iustina, vin la Părintele Iustin, vin la mormânt, mă rog, mă rog, mă rog, și ne ajută Părintele să trecem peste acest hop,
să se împace cu ideea și el și noi toți, că nu o să mai fie și că o să meargă la cer. Și când spuneam că nu mai pot și nu mai pot, și asta este cea mai mare suferință care mi se poate întâmpla, Dumnezeu îți dă atunci când spui că nu mai poți și nu mai poți, ca să vezi că poți și poți să-ți duci crucea mai departe. Și copilul meu este diagnosticat cu o tumoră de canal medular, cu prognosticul, la domnule doctor, 10 din 10 de a rămâne în căruță. Știți, ne rugăm, ne rugăm foarte mult, zicem noi, dar niciodată în viața mea nu m-am rugat ca pentru copilul meu. Și mulțumesc Părintelui Justin, mulțumesc Maicii Domnului și celor care au fost alături de mine, că după 10 ore de operație, și mulțumesc din suflet domnului doctor Mindea, că după 10 ore de operație copilul meu dădea din mici din picioare, deci n-a rămas paralizat. Mi-a ascultat Dumnezeu ruga, mi-a ascultat Părintele ruga și așa am învățat să ne rugăm și să trăim și fără părinte, doar ducându-le la mormântul Sfinției sale. În ultimile zile, poate că pentru știam că vin aici, am avut o bucurie și l-am simțit părinte alături de noi. Și mi-am adus aminte și cu asta închei, o întâmplare care mă urmărește din 2013, de când părintele a plecat la ceruri. 8 iunie, o sâmbătă, o zi foarte frumoasă, ca astăzi, așa cu soare frumos, veneam pentru ultima săptămână, pentru că atât mai puteam să vin să stau lângă părinte, să ajut și eu și să îngrijesc la Sfinția sa. Ajung în jur de ora 11, părintele era în chelia sa, arăta ca un sfânt. Minunat, minunat, n-am să uit niciodată imaginea aceea a părintelui. Era cu părintele Iulie, am bătut la ușă, am intrat în chelie. Și părintele a zâmbit, uite cine a venit. Și eu îi spun, sărut mâna părinte, am venit să stau cu Sfinția dumneavoastră o săptămână, la care părintele a ridicat ochii aceia albaștri. Eu îi asemănam albastru acela, sper, cu cerul raiului. Atât de frumoși erau. Și mi-a spus, numai atât? Nu, părinte, sărut mâna, iertați-mă, cât o să fie nevoie. De fapt, atât a fost nevoie, o săptămână, pentru că duminica următoare, părintele, la ora 9, a plecat la ceruri. Dar m-a obsedat tot timpul, m-au obsedat aceste cuvinte, numai atât, numai atât. Și în condițiile astea, gândindu-mă la aceste cuvinte, am acceptat și crucea președinției Fundației Justin, care nu este ușoară, dar una și mai grea, aceea de a realiza un film cu părintele Justin. Îmi doresc să nu închid ochii până nu văd acel film rulând. Sper ca părintele să ne ajute. Sper ca părintele să fie alături de noi și să putem realiza cu toții, să punem umăr de la umăr, nu pentru noi, nu pentru copiii noștri pe care i-am învățat să respecte, să-l respecte pe părinte, să aibă credință, să creadă în mântuire, ci pentru nepoții noștri, pentru cei care sunt mici, pentru cei care vin și care vor trebui și ei învățați pe drumul credinței. Pentru că neamul românesc, așa cum a spus părintele, este un neam al creștinilor, al credincioșilor și avem datoria, noi, cei care am fost lângă părinte, să fim în continuare neamul creștinesc și să-l ducem până la capăt. Vă mulțumesc!